Prieteni, doar uitați-vă unde l-am găsit pe Tom. Tom? Da, stăpâne, ce voi ai? De ce tu dormi pe Pokémonul ăsta, dar nu la tine aici, în căsuța ta? Uitați-vă ce căsuță super tare i-am făcut. Pokémonul este cu mult mai moale. Adică este mai moale, doamne, Tom, ți-am așternut, uite. Oh my god, plapă mai ai, de ce am băgat-o aici? Stăpâne, acum îmi place să dorm pe Pokémon. Aha, deci, prieteni, eu trebuie să-i fac căsuță cu două etaje și pur și simplu m-a lăsat. Eu stau singur acum la mine în cameră, stau, mă gândesc și la un moment îmi vine. Bă, dar unde este Tom? Sunt supărat pe tine deoarece astăzi ai uitat de mine. Tom, mi-a mai întit de mult că nu ești lângă mine. Pur și simplu eu mă jucam, prieteni, mă jucam și eu am, știți, chestiile mele. De asta mă joc. Și m-am gândit, bă, Tom, ce să facem noi chiar acum? Stăpâne, aș vrea să mănânc ceva. Tomic, tu doar te gândești la mâncare. Dar altceva ce pot face, stăpâne? Adică am o idee super tare, prieteni, o să-i placă și lui Tom. Ce, stăpâne? Bițișoare din carne de pește. Tom, nu la bițișoare cu pește, ci și să ne uităm la un film super tare grozav, prieteni, la un film horror. Deci până când nu am ales ce la ce film să ne uităm, mă gândesc chiar acum. Tu ce spui, Tom? Stăpâne, haide mai bine să mâncăm ceva. Tom, tu ai mâncat vreo două ore în urmă? Ți ajunge să mănânci? Ți ajunge, nenorocitule, eu vreau să mănânc. Puiul meu vrea să gândească la mâncare, deci se gândește doar la mâncare. Deci nu știu la ce film horror să mă uit, eu cred că la ceva ce acum recent a apărut un film horror, poate despre vrăjitoare. Ce spui despre vrăjitori? Stăpâne, vreau să mănânc, hai la bucătărie. Tom, mic, stai, vrei să mănânci? Am o altă idee, Tom. Să pleci la magazin după popcorn. Stăpâne, dă-o naibii, cum pot să plec eu la magazin? Sunt motan. Ok, Tom, am glumit, plec eu la magazin, știm. Tomic are un pic probleme cu lăbuțele, nu poate să plece la magazin să cumpere popcorn, doar că tu nu mănânci. Adică eu n-o să mănânc, cum ai îndrăznit să spui mie asta? Eu nu știu cine să mănânce popcorn, doar că noi vom mânca popcorn în locul lui Tomic, prieten. Așa că ne îmbrăcăm, eu cred că afară deja practic se face seara, prieteni, se noptează. Așa că voi pleca la magazin acum să cumpăr popcorn și după aia venim să ne uităm la un film foarte, foarte horror. Sper să-i placă lui Tom. Stăpâne, haide mai repede, pleacă la magazin, vreau să mănânc popcorn. Doar că, Tom, tu trebuie să te gândești la ce film noi ne uităm. Dar cum se caut filme horror? Ok, Tomic, uite, ți-am lăsat PC-ul, poți să intri pe el și să caut ceva filme. Ok, tu ce vrei, la toaletă? Da, stăpâne, poți să pleci de aici, vreau la toaletă. Ok, prieten, lăsăm pe Tomic să facă pipi-pupu, dar noi plecăm chiar acum la magazin să cumpărăm popcorn, apoi eu cred că Tomic va alege deja filmul când revin acasă și ne punem să ne uităm la film horror, sper că Tomic se sperie, deoarece cred că va fi pentru prima dată când Tom se uită la filme horror. Da, Tom? Nu, stăpâne, m-am uitat odată la film horror. Cine te-a uitat la filme horror? Singur, când tu ai fost la bunici la țară. Interesant să îmbrac vreun hanorac sau pur și simplu, prieten, eu geaca și plecăm la magazin, deoarece chiar acum nu mi-a băgat mie pe un dulapurile să se caut un hanorac, așa cred că voi merge în tricoul ăsta la magazin. Stăpâne, poți pleca odată? Ok, Tom, plec la magazin deja. Nimernicul ăsta de Tomic vrea să plec cât mai repede la magazin. Așa că, prieten, mergem la magazin după popcornul nostru. Deci, prieten, sunt gata, am luat geaca, doar că am uitat un lucru sau eu. Asta cum crezi, prieten, un lucru foarte important. Fără el, practic, nimeni nu pleacă la magazin. Cum credeți, banii? Nu, prieten, căștile. Mergem cu căștile, sper că, Tom, căștile sunt închei. Sunt? Da, stăpâne, eu nici nu m-am atins de ele, sunt înăuntru. Ok, prieten, haide să ne uităm dacă căștile sunt închise. Ok, căștile sunt închise. Tom, ești foarte bravo. Deci, prieten, noi mergem la magazin. Oh my god. Practic am ajuns la magazin, așa că de grabă voi cumpăra toate chestiile pe care vreau să le cumpăr. Iar să-i placă și lui Toia în popcorn. Cred că voi lua ceva cu cașcaval și ceva cu bacon.
carne. Sper să-i placă, doar că el cere doar peștele la lui, bicișoarele aia cu carne de pește, mai mult altceva el nu mai vrea. Deja ajunge să mănânce pește, mai trebuie ceva carne de porc să mănânce, așa că plecăm la magazin după popcorn și revenim un pic mai târziu, prieten, cu la ce interesant, la ce film s-a gândit Tom, să ne uităm chiar acum la ora aceasta. Diferite chestii interesante, cred că să iau, uitați-vă, cu picon de asta și o cașcaval de asta să iau. Sper să-i placă lui Tom. Deci, prieten, sper să-i placă lui Tom, deci am luat-i cu picon lui, mie mi-am luat cașcaval. Sper să-i placă lui. Deci, prieten, cașcavalul este al nostru, deoarece eu cred că nu o să mă împart cu Tomi cu popcornul meu cu cașcaval. Stai, dar dacă mie o să-mi placă mai tare cu bicon, atunci ce facem? Aia va fi o problemă de război, prieten. O să trebuia să mă lup cu Tom pentru bicon. Glumesc. Deci, practic, am ajuns, prieten, până acasă. Și că mai repede să bag popcornul în cuptorul cu microunde. Prieten, Tom deja ne așteaptă pe noi cu cașcavalul și cu biconul. Deci, Tom, ce alegi tu? Cașcaval sau bicon? Cred că voi alege cu bicon. Stai, nu, vreau cu cașcaval. Adică tu tot vrei cașcaval, Tom? Eu vreau cașcaval, de ce și tu vrei cașcaval? Stăpâne, mai puțin în vorbă, haide, bagă în cuptor popcorn. Oh my god, prieteni, așa știam, mai bine luăm două pe cașcaval decât cu biconul ăsta. Nenorocitul ăsta meu de motan vrea și el să mănânce cu cașcaval popcorn. Stai, Tom, așteaptă. Stăpâne, nu mai pot aștepta, vreau măcar ceva să mănânc. Deci, prieteni, al vrea, nici n-am reușit să mă dezbrac. Nenorocitul ăsta meu vrea deja popcorn. Așteaptă un pic tu. Stăpâne, haide mai repede, ești foarte lent. Uite, mă dezbrac și plecăm. Plecăm să ne uităm la film. Tu ai ales deja filmul? Da, stăpâne, am ales. Oh, ceva interesant, Tom? Da, am găsit un film horror pe Netflix. Oh my god, ai intrat pe Netflix și te-ai uitat ce filme sunt? Da, stăpâne, am ales cel mai horror film. Ok, Tom, ești bravo cât noi am fost prieteni la magazin. Nenorocitul ăsta mea de motan s-a uitat pe Netflix și uitați-vă, a găsit un film horror. Sper să fie ceva interesant, dar noi mergem acum să băgăm popcornul în cuptorul cu microunde și să facem. Apoi sper să ne uităm la filmul împreună cu Tom. Eu deja am obosit. Tom, tu ai obosit? Stăpâne, pur și simplu ești gras de aia, ești obosit. Okay, eu pur și simplu sunt, nu sunt atât de rezistent cât Tomic, prieteni. Oh, oh, Tom. Deci, prieten. Oh, uite, nenorocitul ăsta de motan. Lasă-mă, bă, că bagă singur popcornul, stai. El s-a băgat coaile lui în cameră și uite, vrea să se uite, stai. Doamne, dar ce miros avea cașcavalul ăla, cum ar fi ciorat pe mine spălați de vreo 2-3 ani. Ok, da, un miros foarte neplăcut, doar că așadar este foarte gustos, știți? Ca altfel nu mai funcționează. Deci, plecăm să ne uităm, prieteni, la televizor ce a găsit Tom pe Netflix, ce film super tare de groază, cum el spune, așa că plecăm să ne uităm. Deci, prieteni, uitați-vă ce film a găsit vinerea 13, a spus că este super tare și este pentru 16+. Așa că ne uităm pe Netflix la vinerea 13. Oh my god, sper că totul să funcționeze, deja popcornul practic e gata. Filmul îl băgăm și împreună cu Tom ne uităm la acest film. Stăpâne, popcornul e gata! Da, Tom, e popcornul nostru, sper că este gata. Da, uitați-vă, s-a umflat punga aia. Oh my god. Oh, uitați-vă. Doamne, oh, acum are un miros foarte, foarte plăcut. Sper să fie și la gust foarte delicios, ca altfel îl aruncăm la tombiron, da, Tom? Care-i tombiron? O să-l mănânc eu. Ok, mâncăciosul, îl mănânci tu. Deci trebuie să luăm, doamne, o farfurie mai mare. Deci, prietene, am făcut o greșeală super nașpa. Uitați-vă. Aici jumătate de popcorn nu s-a făcut, a rămas porumbul ăla. Așa că, Tom, o să mâncăm câte un pic. Oh, este foarte fierbinte. Stăpâne, ești prost? De ce mi-ai dat-o? E fierbinte. Ok, sorry, Tom, nu m-am așteptat. Deci, prieteni, noi plecăm chiar acum la film să ne uităm împreună cu Tom. Deci, prieteni, a apărut o nouă problemă. Nu poți bag filmul de pe calculator direct pe televizor și nici de pe telefon pe televizor, așa că trebuie un pic să mă complic. Va fi un pic mai complicat. Trebuie să iau cablul HDMI și să-l conectez la televizor de la
calculator deja la televizor. Doamne, așa n-am vrut chestia asta, am crezut că va funcționa de pe telefon cum funcționează și YouTube-ul, ai aruncat video-ul pe televizor de pe telefon și funcționează super tare, dar acum problema aia trebuie să mă complic. Doamne, am vrut să fie foarte simplu, doar că s-a complicat un pic. Scoatem, doamne, cablul ăsta. Aici sunt atâtea cabluri, doamne! Stai, ce trebuie de făcut, doamne? Trebuie ceva de făcut. Deci, guys, am scos cablul și acum îl introducem în televizor. Trebuie să găsim gaura aia. Introducem în gaură. Gata. S-a conectat în sfârșit. Un film super horror, Tomic, ești gata? Poate e desene animate. Adică la desene animate, nenorocitule, tu ai spus că e singura Elias filmul ăsta horror. Acum tu ce vrei la desene animate? Bine, hai să ne uităm. Deci, haide în pat. Deci, prieteni, vizionare plăcută. Tomic deja mănâncă popcorn. Tomic, la for free mănâncă popcorn, bine? Nu cu laba, ci cu gura, bine, Tom? Deci, prieteni, uităm la film, așa că... Sper să fii super... Tom, Tom, lăbuță, nenorocitul le-ai dat? Ok, vrei sau nu vrei, Tom? No, prieteni, nu-i place popcornul lui, ok. Atunci voi mânca doar eu popcorn. Deci, prieteni, filmul a luat sfârșit. Tom, s-a uitat, ți-a plăcut? Da, a fost tare. Da, mie tot mi-a plăcut, prieteni, a fost foarte, foarte horror. Deci, popcornul l-am mâncat doar eu. Așa că plec la bucătărie să-l duc. Stai, Tom, ce faci? Stăpâne, merg cu tine la bucătărie. Numai nu-ți spune că ți este frică să stai singur în cameră. Ești prost, desigur nu mi-este frică, sunt matur deja. Atunci pleacă în pat, Tom. Nu, mai bine hai, merg cu tine, deoarece nu vreau să rămân aici în cameră. Tom, numai nu spune că ți este frică, deci haide, te duc eu pe tine în pat. Uitați-vă la el, s-a coborât direct după noi. Fricosule, stai aici. Oh my god, nu m-am așteptat de la Tom, prieten, cu ei frică să stea în pat. Tom? Doamne. Tom? Tom, unde ești? Bă, nenorocitule, ce stai aici? Stăpâne, mi-a stat frică. Adică ți-a stat frică? Ți-am spus că nu vreau să rămân singur în cameră, dar tu mi-ai lăsat. Doamne, nenorocitul ăsta, uitați-vă, prieten, s-a ascuns în cutia aia lui. Dar e frică că l-am lăsat singur în cameră. Păi am fost doar până la bucătărie. Gata, stăpâne, nu mai vreau niciodată să mă uit la filme horror, deoarece nu o să pot dorm toată noaptea. Ok, Tomic, nu ne mai uităm, prieten, la filme horror, care ți-am spus că a făcut-o peste el. Nebunul ăsta. Am reușit să ajung la bucătărie, el direct s-a ascuns în dulapul ăsta. Nenorocit din motan, doamne, m-am speriat că am auzit și eu un zgomot, zic,